Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți actualitatea live. După cum probabil că v-am obișnuit de-a lungul timpului, nu putem să lăsăm foarte mult timp să treacă fără să mai vorbim cu unii dintre cei mai frumoși și mai deștepți copii din Ploiești și aici mă refer la cei care chiar au confirmat aceste lucruri câștigând de-a lungul timpului multe competiții de robotică. Ei bine, alături de mine astăzi două domnișoare, două eleve care sunt membre a două cluburi de robotică, ambele cluburi din Colegiul Național Ile Caragiale, Mara Panait și Emma Mihaila. Vă mulțumesc tare mult, domnișoarelor, pentru faptul că sunteți în această emisiune. Mulțumim și noi. Mulțumim pentru invitație. Noi suntem astăzi aici pentru a vă invita cu căldură la evenimentul nostru Info 1 Talks and Community, Eastern Community Lounge. Este un eveniment menit să ne educe și să ne învețe lucruri foarte, foarte benefice. O să avem o serie de speakeri care vor veni în intervalul orar 11 până undeva spre ora 3, bineînțeles Da. cu pauze, și totodată este în hol și o serie de standuri ale asociațiilor. Evenimentul o să aibă loc în data de 9 martie, începând cu ora 10, la Palatul Adică Culturii. sâmbătă. Adică Da, sâmbătă. sâmbătă aceasta. Sâmbătă aceasta la Palatul Culturii. La Palatul Culturii avem acces atât în sala de conferințe cât și în sala coloanelor. Și o să las pe colega mea, Emma, să vă spună un pic despre cine poate să vină la acest eveniment. Evenimentul e Perfect. destinat tuturor, fie copii, fie părinți, fie adulți. Puteți veni să ascultați pe cei din domeniul STEM, zicând despre viața lor, despre cariera lor. Sunt lucruri foarte interesante care ajută bine la toată lumea. Pe lângă aceste discursuri ale celor din domeniul STEM, și o să vă rog să mă lămuriți ce înseamnă domeniul STEM, dar pe lângă aceste discursuri am văzut că voi promiteți și o, știu eu, o demonstrație practică cu roboții voștri, nu? Dar hai să începem cu domeniul STEM. Ce înseamnă domeniul STEM? Domeniul STEM, în mare parte, este știință, tehnologie, inginerie, matematică și de curând și artă. Însă, Da. invitații noștri sunt din domenii destul de diverse. Avem arhitecți, o să avem și doi membri ai unei comisii din Singapore care vor prezenta acest domeniu STEM, în mod special inteligența artificială. Și oricum vă așteptăm să aflați mult mai multe despre invitații noștri. Avem și despre partea de business. Deci o să fie foarte interesant și există ceva pentru fiecare. Și În partea de... demonstrațiile cu roboței. Acesta o să fie undeva după ora 3, după o mică pauză, revenim în forță cu meciurile demonstrative, unde am invitat și celelalte echipe de robotică din Ploiești, pentru a le arăta tuturor ploieștenilor ce putem noi să facem. Adică fiecare echipă din Ploiești vine cu robotul propriu, nu? Și îl pune la treabă. E ca și cum am spune, este un campionat ploieștean de robotică, nu putem spune. Da, Oarecum. da. Am înțeles. Bun, foarte interesant, foarte frumos. Ce vă propuneți voi cu acest eveniment? Scopul nostru principal este de a atrage cât mai mult public, de a-l ține informat și, într-un fel, să le facem cunoștință cu domeniul nostru STEM și, în principal, să se gândească că poate, pentru cei mici asta, poate vor ști să urmeze o carieră în domeniul STEM și vrem să le arătăm practic ce facem noi, cu ce ne ocupăm zilnic, unde ne petrecem timpul și cu ce scop. Adică, cu alte cuvinte, cred că poți să spui, vrem și juniori în echipele noastre, în cluburile noastre de robotică, pentru că nu e așa, la un moment dat voi veți termina liceul, veți merge pentru a continua studiile în țară sau în străinătate și rămân locuri libere în echipele de robotică și atunci să vină din spate, să vină noua generație care să se priceapă la fel de bine ca și voi la acest lucru, la robotică, nu? Cam În ăsta ar acest fi scopul. fel, da. Și în acest fel, echipele vor continua de-a lungul anilor și vor fi din generație în generație și noi sperăm în momentul de față să continue proiectele acestea cât mai mult. Bun. Sâmbătă așadar, probabil că va fi o vreme frumoasă afară, cel puțin așa suntem anunțați de prognozele meteo, o vreme numai bună pentru o plimbare în centrul orașului, la Palatul Culturii, zic bine Mara, la Palatul Culturii, ceva inedit pentru mulți, pentru cei care nu au apucat până acum astfel de evenimente au mai fost în oraș,
pentru cei care n-au participat la aceste evenimente. Este cu totul și cu totul inedit și merită văzuți acești copii extraordinari la treabă, făcând ceea ce le place cel mai mult, pasiunea lor, evident, robotica. Să vedeți demonstrațiile roboților, sunt fascinante. Roboți construiți de acești copii. Este într-adevăr extrem de interesant și de fascinant. Deci, sâmbătă, mai spui odată orele între care are loc acest eveniment mare, te rog? Evenimentul începe cu ora 10, check-in-ul se poate face atunci și conferințele se înceapă cu ora 11. O să dureze până la ora 3 și de atunci vă așteptăm să participați ca și spectator la meciurile demonstrative sau poate chiar să fiți driver pentru o zi. Iată ce oportunitate unică pentru foarte mulți. Bun, acum eu am o curiozitate. Voi sunteți membre ale a două echipe diferite, nu? Da. Mara, tu la ce echipă ești? Eu fac parte din echipa Eastern Foxes, o echipă mai nouă, ca să zic, în acest domeniu, însă rezultatele noastre au arătat că putem și noi. Am înțeles, sigur că puteți. Și tu, Emma? Eu fac parte din echipa Infant Robotics, o echipă puțin mai veche, începând cu anul 2018 și rezultatele chiar s-au văzut de-a lungul anilor și ne dorim să excelăm cât mai mult. Participări și trofee la competiții naționale, internaționale, campionate mondiale de robotică, nu? Adică v-ați demonstrat, ambele echipe și-au demonstrat valoarea, două echipe extrem de importante în această zonă a roboticii. Ei bine, acum, pentru că vorbim despre echipele voastre, v-aș ruga pe fiecare să ne spuneți ce urmează, ce competiții aveți în viitorul apropiat, ce vă propuneți de la aceste competiții. Urmează în data de 22 să participăm împreună ambele echipe la etapa națională a acestui campionat de robotică. Acesta se ține la Iași și suntem chiar nerăbdători să ajungem acolo și să dovedim că Ploieștiul poate și că o să reușim în continuare, ne dezvoltăm frumos, mai ales în acest domeniu al tehnologiei, pentru că până la urmă suntem ușor dependenți de tehnologie și o să ne constrângă să fim cu toții spre această parte a ingineriei. Da, nu vreau să vorbesc cu tine dacă e bine sau e rău că suntem constrânși, asta poate cu altă ocazie. Da, deci aveți acum un campionat național la Iași, ai spus, și ceva internațional unde să vă arătați cu adevărat valoarea, că la campionatele naționale pentru voi cred că este extrem de simplu. Ideea este că pentru a ne califica la campionatul mondial trebuie să luăm niște premii foarte importante care fac parte din cea mai importantă categorie de premii. Echipa noastră a ajuns în anul 2021-2022 la Houston, la campionatul mondial și ne dorim ca și pentru anul acesta să ne îndeplinim scopul și să ajungem din nou. Poate cele două echipe vor ajunge împreună la campionatul mondial și cine știe, poate amândouă în finală, ar fi extraordinar. O finală românească, dar mai ales o finală cu două echipe din Ploiești, ar fi de vis. Noi oricum am mai jucat și anul trecut regionalele, le-am jucat împreună și sperăm că și anul acesta o să facem o echipă la fel de bună, mai ales că ne înțelegem foarte bine și între noi. Am înțeles. Bun. Domnișoarelor, încă o dată le amintim celor care au urmărit această discuție că sâmbătă au ocazia să vadă cel puțin două echipe, dar de fapt toate echipele de robotică din oraș la treabă, demonstrații cu roboții, ceva interesant, inedit, extrem de interesant, după cum spuneam, un eveniment organizat de cele două echipe de robotică din Colegiul Național Ile Caragiale, sâmbătă la Palatul Culturii. Este pentru cei care sunt interesați de zona STEM, ca să vă citez, este un eveniment care nu trebuie ratat în niciun fel. Vă mulțumesc tare mult, vă țin pumnii pentru sâmbătă și evident că vă țin pumnii pentru competițiile la care veți participa. Nu de alta, dar îmi doresc tare mult să prezentați trofeele pe care le veți câștiga la Actualitatea Prahoveană în această emisiune. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc și sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Mergeți sâmbătă la Palatul Culturii, nu o să vă pare rău, o să-i vedeți pe acești copii la treabă, e ceva senzațional. Vă mulțumesc încă o dată, până când ne vom revedea,
toate cele bune!